ne simțim câteodată apăsați de griji. Simțim că suntem înjugați la o povară mult prea grea pentru noi. Ne-am putea întreba de ce Dumnezeu a îngăduit ca viața să fie plină de îngrijorări. Sau ce spune Sfânta Scriptură despre grijile vieții. Și totodată găsim în Biblie vreun răspuns care să ne ajute să scăpăm de îngrijorare? Totul ține de o anumită rânduială și comparația este realizată de Mântuitorul Hristos, îndemnând ascultătorii, predicii de pe munte și prin ei pe noi toți să privească, vedeți, spune, priviți la păsările cerului, priviți, uitați-vă în jurul vostru. Și mi se pare foarte interesant acest îndemn al lui Hristos, mai ales în acest context al grijilor vieții. Fiți atenți un pic la ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Ridicați-vă din automatismele astea, trebuie să fac cu tare lucru, să ajung, să bifez toate lucrurile astea care țin de existență. Ieșiți din această matrice. Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Duminică, 3 iulie, de la ora 18, la Trinitas TV.